Generații întregi de fani și artiști îl plâng pe unul dintre cei mai influenți muzicieni ai României, Nicu Covaci. Fanii și apropiații acestuia îi pot aduce un ultim omagiu la Filarmonica Banatul din Timișoara, unde își pot lua rămas bună de la artist astăzi până la ora 20 și miercuri între orele 9 și 17. Sicriul este amplasat în foaierul Filarmonicii. Conducerea instituției roagă oamenii să nu vină cu coroane ori lumânări, în schimb aceștia pot aduce o floare în semn de rămas bun. Pentru a nu se crea aglomerație, se permite accesul a maxim 100 de persoane pe oră. În această seară au loc și o serie de evenimente în memoria Nicu Covaci. De la ora 19, motocicliștii de la Hells Angels pornesc într-o paradă pentru a-și lua rămas bun de la acesta. De asemenea, la Casa de Cultură din Timișoara este organizată o expoziție foto dedicată marelui artist și va fi deschisă o carte de condoleanțe, iar această acțiune va fi pe o perioadă mai lungă pentru a permite cât mai multor oameni care l-au iubit și admirat să lase câteva gânduri în memoria lui. Tot în această seară, de la ora 20:30, are loc și proiecția filmului Phoenix Povestea la sala multifuncțională a Consiliului Județean Timiș, cu acces gratuit pentru toți cei care doresc să vină să vizioneze filmul. Membrii formației au precizat că dorința acestuia a fost ca formația să își continue activitatea în aceeași formulă ca și până acum. Drept urmare, un nou album Phoenix este așteptat pe viitor. Nicu Covaci, legendarul muzician de la Phoenix, decedat vineri seara, va avea parte de o înmormântare creștinească la Cimitirul Eroilor din Timișoara într-un cadru privat. Slujba va fi oficiată de un sobor de preoți în frunte cu mitropolitul Banatului Ioan Selejan. Legendarul solist și fondator al trupei Phoenix a fost o personalitate marcantă în muzica românească, iar trecerea sa în neființă a generat o undă de șoc în rândul fanilor și al colegilor de breaslă. Compozitor, chitarist, pictor și grafician, Nicu Covaci a studiat din copilărie pianul, acordeonul, dar și limbile străine. Apoi a învățat să cânte la muzicuță și a luat lecții de chitară. A studiat la Liceul de Arte Plastice și la Institutul de Arte Plastice din Timișoara.